Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Alice Barbu, iar astăzi, în cadrul emisiunii Evenimentul Istoric, îl avem ca invitat pe domnul colonel Ioan Burdulea. Mulțumesc frumos pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Cu multă plăcere! Cu care am decis să vorbesc astăzi despre o nouă carte pe care a publicat-o, și anume Zodia Adevărului, o trecere în revistă a vieții dumnealui, din punct de vedere al colaborării cu serviciile de informații. Domnule Burdulea, aș vrea să încep prin a vă întreba legat de coperta acestei cărți. Așa arată un birou al unui ofițer de informații? Uneori da. Așa arăta al meu. Nu știu altora neapărat cum arăta, însă întotdeauna am avut un număr foarte mare de cazuri în lucru. Întotdeauna am avut o mașină de scris pe birou, pentru că îmi dactilografiam singur lucrările. Mai era și o mașină de tocat ciornele, dar văd că aia nu e acolo, care era montată la marginea biroului. Și busola, nu? Dacă și celelalte obiecte de scris nu lipseau niciodată după birou. În mare cam așa arăta un birou. În filmele de acțiune privind, o să spun, spionii, chiar dacă aici vorbim de ofițeri de informații, bine, este același lucru. Pentru publicul care nu cunoaște această zonă, pare că cu toții sunt îmbrăcați în paltoane lungi negre, cu pălării pe cap. Nu. Transmit acest mister? Nu, e o glumă. Ce vezi în filme nu are aproape nicio legătură cu realitatea. Activitatea de informații, și eu o să mă refer mai mult la cea de contraspionaj, cu toate că am lucrat câteva perioade și în alte domenii, contra informații economice și la unele urmăriri, într-un birou de filaj, dar ce mi-a plăcut și perioada cea mai lungă până în 89 a fost activitatea de ofițer de contraspionaj. Activitatea de contraspionaj este o activitate a minții. Dacă nu dispui de calități specifice, o gândire rapidă, o gândire profundă, o gândire logică, dacă nu reușești să vezi cum ar putea acționa un spion sau un trădător, pentru că, sigur că de atunci când zic contraspionaj, în primul rând se gândesc la spioni. Dar cea mai mare parte a activității unui ofițer de contraspionaj constă în identificarea trădătorilor, oamenii care au fost recrutați de către spioni sau care sunt în atenția lor în vederea recrutării. Nu e nicio bucurie să prinzi un trădător. Bucuria sau satisfacția este să previi ca o anumită persoană să fie recrutată ca trădător. Nu, mi-amintesc de două cazuri unde am reușit să previn ca două persoane să fie racolate, în condițiile în care adversarii din cadrul KGB-ului au lucrat foarte bine, dar am fost cu un pas înaintea lor. În sensul că înainte de a le propune, am reușit să-i pregătesc eu. Mizând pe faptul că este posibil să fie contactați, de că erau verificați, știam. Și atunci m-am gândit că e posibil să li se propună recrutarea, ceea ce s-a și întâmplat. În această carte ați prezentat modul în care pe vremuri KGB-ul și GRU recruta agenți români. Ați avea posibilitatea să ne spuneți măcar o modalitate dintre cele pe care le foloseau? Procesul recrutării, să știți că este foarte complex. Încă o dată, în primul rând, vorbesc din punct de vedere al celui care a activat în cadrul contraspionajului. Modalitățile, în primul rând, și spionii făceau o selecție în funcție de tematica ce îi interesau. Dacă dau un exemplu, la Târgoviște s-a construit combinatul de oțeluri speciale. Au colaborat firme de prestigiu din foarte multe țări, Germania Federală, SUA, Japonia, Franța, dar și din Uniunea Sovietică. Au construit un laminor de grosisor. Pentru construirea laminorului respectiv, sovieticii au trimis 90 de tehnicieni și ingineri. Ce ori fi făcând
un număr așa de mare de persoane, nu pot să-mi dau seama, pentru că la minorul de grosisor nu era neapărat cel mai complicat. Erau alte secții cu utilaje mult mai complicate. Dar nu contează, i-au stat peste un an de zile la Târgoviște. Ei stabiliseră, manifestaseră un interes deosebit pentru un laminor importat din, pentru un utilaj importat din SUA. Au încercat în primă fază să obțină anumite informații, îi interesau documentația, de fapt, să pătrundă în secția respectivă. S-au luat măsuri de protecție, în sensul că cine intra în laminorul respectiv, în zona unde erau utilajele respective, erau verificați, erau opriți cei care nu aveau legătură cu activitatea acolo, dacă au fost identificați doi dintre ei care reușiseră să treacă peste un filtru, doi, dar la al treilea au fost opriți și au fost întorși înapoi, ca să zic așa. Dacă au văzut că așa nu își pot rezolva problemele, au trimis ca Comisia de Cercetare în domeniul siderurgiei, care exista în cadrul CAER-ului, Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, un fel de piață comună, dacă este, dar din ele făceau parte numai țările socialiste. Și au introdus vizita la combinatul de oțeluri și la secția unde era utilajul importat din SUA în programul Comisiei Speciale de Cercetare Siderurgică. Am intervenit și am reușit să respingem cererea lor. După 6 luni au venit din nou cu aceeași cerere. Din nou am reușit să... A treia oară n-am mai putut respinge și ne-a spus, domnul, îmi pare rău, n-avem cum să mai motivăm. Atunci a fost inclusă secția respectivă în cadrul programului, au venit în jur de 50 de specialiști. M-am gândit cum pot să fac să nu obțină cei interesați. Atunci am discutat cu un inginer foarte bun, inginer român, care a pregătit planșele necesare vizitării secției respective. Și el a reușit să facă niște modificări în parametrii de funcționare și performanțele utilajului, încât, practic, chiar dacă îl fotografiau, nu înțelegeau mare lucru sovieticii din ei. Mai mult, în cadrul măsurilor de siguranță fizică, li s-a atras atenția ca vizita să se desfășoare în grup, să nu se împrăștie printre utilaje, fiind în funcțiune și existând pericolul unor accidente. Au promis că așa vor face, dar când au ajuns în secție s-au răspândit ca iepurii, fiecare cu aparate de măsură, cu aparate de fotografiat, sigur, mici, nu la vedere. Abia a reușit să-i mai scoată din secție. În final, ca să fim convinși că ceea ce am organizat a avut și un rezultat, i-am introdus într-o sală de protocol, la o cafea, la o vodcă, în care montasem și niște microfoane să controlăm discuția. Și în momentul i-am lăsat singuri. Românii care însoțiseră și au sub diferite moduri, 2-3 care erau și au ieșit și au lăsat singuri. Am reușit să înregistrăm o discuție prin care unul dintre ei reproșa celuilalt: ne-ai făcut să pierdem timpul degeaba. Utilajul ăsta nu e așa grozav, noi aveam mai bune decât ei. După aceea am avut în atenție să cunoaștem interesul manifestat de specialiștii sovietici față de inginerii care lucrau la utilajul respectiv. Și în momentul în care realizam o dorință sau un interes deosebit față de unul, sub diferite motive, îl făceam să nu mai răspundă cererilor sovieticilor. Erau foarte darnici, locuia fiecare familie într-un apartament, invitații cu nemiluita acasă. Acum au trecut atâția ani. Cele mai multe discuții erau controlate inclusiv la domiciliu, la reședința temporară, cu mijloace de interceptare, cu microfoane.
Dar am reușit să păstrăm și să respectăm, noi aveam o promisiune ca timp de 5 ani să păstrăm secretul utilajului respectiv față de persoane interesate al obține prin metode incorrecte. Și am reușit asta. Felicitări! Da, mulțumesc, mulțumesc! Cum ați decis să intrați în acest domeniu de activitate? Ce v-a tras spre zona asta? Cred că a fost, mie mi-a plăcut totdeauna să fac altceva decât fac ceilalți. Și, atracția spre lectură, țin minte, clasa a doua, a treia, a patra, a cincea, a șasea, a șaptea și în liceu am citit deja, citisem deja sute de cărți. Era perioada când în România studiului, în general, învățământului, dar și cititului, li se acorda atenție deosebită. Bibliotecile existente în fiecare localitate din mediul rural aveau foarte mulți cititori. Eu am fost unul dintre cei mai buni, ca să zic așa, în sensul că îmi plăcea și citeam orice. Îndeosebi într-o perioadă romane care priveau activități din perioada medievală, despre cavalerism, despre războaiele la care participau, despre faptele cavalerilor care erau ținuți de anumite coduri foarte stricte, acordarea de ajutor celui care are nevoie, lupta împotriva nedreptăților. Toate astea m-au surprins în mod plăcut, adică mi-au plăcut și până în clasa 11, eu fac parte din categoria celor care terminau liceul la clasa 11, mi se pare că am fost ultima din seria respectivă, n-am știut ce o să fac în viață. Mă tenta să fiu profesor, să fiu cercetător, să fiu, dar nu în mod deosebit, până când s-a evit o propunere de a urma cursurile școlii de ofițeri. Și atunci, deși am fost atenționat de cineva, mi-amintesc că aveam un prieten mai în vârstă și când i-am spus că intenționez să dau examen de admitere la școala de ofițeri de informații de la Băneasa, mi-a spus, mă, nu ești pentru așa ceva, tu gândești liber, greu accept să-ți ordone cineva și nu-ți dai seama ce te așteaptă în viață de ofițer, să fii în permanență la ordine. Și am spus, nu mă interesează, dacă îmi place, o să le accept. Și mai mult i-am spus chiar, până la urmă să mă obișnuiesc. Mi-a dat un răspuns pe care nu l-ui nici acum. Să știi de la mine că și câinele se obișnuiește cu lanțul și avea dreptate, dar spre norocul meu, mie mi-a plăcut. Trebuie să spun că nu-mi dau seama cum au trecut cei 30 de ani, peste 30 de ani de activitate de ofițer. Și dacă aș crede în altă viață, cum sunt unii care mai cred, și în viață, altă viață tot așa ceva aș face. Ce v-a plăcut cel mai mult la această activitate? Neprevăzutul. Faptul că întotdeauna trebuie să caut soluții noi. Eu fac parte din categoria celor pe care rutina îi ucide. Când aveam unele lucrări mai ușoare de făcut, erau și din categoria celor diferite lucrări sau diferite verificări cerute de colegi în alte județe. Întotdeauna trimiteam pe altcineva să le rezolve și eu luam cei mai greu. Dacă nu aveam o acțiune informativă, că în mod deosebit cu acțiune informativă lucram, care să-mi ridice probleme, mă plictiseam. Și asta îmi punea să mă obligam, punea minte la contribuție și până găseam soluția cea mai bună. Ați fost pus vreodată în vreo situație de viață sau de moarte, cum se spune în popor, în care viața dumneavoastră a fost pusă în pericol? În toată activitatea dumneavoastră? Nu din activitatea profesională. Am văzut moartea de trei ori cu ochii, cum se spune, dar tot datorită felului meu de a fi, forțând aproape întotdeauna imposibilul. Dar mine nu a existat, nu se poate. Dacă ceva am vrut să fac, mi-amintesc că eram mic, cred că 10-11 ani, stăteam într-un cătun, era construit pe lângă o fabrică de cărămidă și într-o groapă de unde se luase argilă pentru cărămizi, s-a strâns apa și și-a format în mijlocul bălcii o lișiță, un cuib. Se vedea de pe mal
cuibul lișiței și se vedeau și avea 5 ouă în cuibul ăla. Mi-a intrat în cap ideea să mă duc să iau ouăle păsării. Dar, spre părerea mea de rău, nici acum nu știu să înot, nici atunci nu știam să înot, nu știam ce adâncime are apa. Și totuși, într-una din zile, de curiozitate să văd dacă am curaj să ajung până la cuib, m-am descălțat pantofii și am intrat în apă. După câțiva metri, apa a trecut de curea, cureaua pantalonilor. Am făcut câțiva pași, a ajuns la umeri. Mai aveam cam un metru și jumătate până la cuib. Trecuse apa, ajunsese în dreptul urechilor. M-a tentat ideea să mă întorc. Mai era păpuriș, mi-era frică, apare un șarpe, cine știe, poate lângă cuiba apare 3 metri, mă neg, nu era nimeni lângă mine, era pustiu acolo, eram singur. Și atunci, ideea că mi-e frică m-a făcut să închid ochii, să întind mâna înainte și să pășesc încă un pas mare către cuib. Am luat cele 4-5 ouă, m-am întors și am ieșit înapoi. M-am gândit mult după aia, merita riscul, dar pentru mine a meritat. Am văzut că pot să-mi înving frica. Iar în activitatea profesională ați simțit vreodată frică? Nu neapărat, mai mult grijă. Erau lucrări, în special cele privind introducerea unor microfoane în diferite locuri care prezentau interes. Să știți că ce vedeți în filme sunt glume. Apare unul cu o sârmă la o ușă ultra sofisticată și o deschid. Nu e adevărat. În realitate, lucrurile sunt mult mai dificile. Ei, când intrai, când realizai o asemenea lucrare, exista riscul să apară ceva neprevăzut și o situație de genul ăsta îți punea în pericol situația personală și îndeosebi profesională, în sensul că un asemenea insucces, o asemenea nereușită era tratată ca atare. Exista și un sistem de sancționare destul de serios. Cine nu respecta regulile, cine mai avea și ghinioane, putea să și plătească profesional, mă refer, nu neapărat. Ei, am avut o asemenea situație când am făcut un plan de măsuri de pătrundere în locul respectiv de câteva pagini. Niciodată nu m-am gândit că la o anumită persoană ar avea o cheie de la apartamentul respectiv. Care persoană nu mai fusese în apartament de vreo 7 ani. Și în ziua respectivă, când am intrat noi, am scos toți locatarii de la etajul apartamentului în care locuia cel urmărit, cei din apartamentele de desubt, de deasupra, adică să poată lucra tehnicienii, era o lucrare complicată, dura 2-3 ore, a apărut un individ cu cheia. Un individ care a intrat pe scară. Sigur, luasem și măsuri de protecție, în sensul că o parte a blocului îl asiguram eu, o parte un coleg, și când l-a văzut că intră pe scară, s-a dus după el să vadă unde se duce. S-a dus exact în dreptul ușii, a scos o cheie din buzunar, a băgat-o în broască și a vrut să descuie. L-a oprit imediat, l-a pus pe umăr, s-a prezentat ca fiind capitanul X. Vă rog să mă însoțiți, să nu-l lase să vadă că nu poate descuia ușa. Am făcut o combinație rapid, mi-a venit în minte, mi-a raportat mie, vezi, Doamne, că l-a prins pe tâlharul care în urmă cu 3 zile a agresat un bătrân acolo, pe scara blocului. Eu l-am rugat să mă însoțească până la miliția municipiului pentru a clarifica lucrurile. A venit, omul știindu-se nevinovat, dar i-am spus că avem date, persoana a comis o tâlhărie, din descriere seamănă cu dumneavoastră. Mai mult, l-am liniștit în mașină, am mers cu mașina mea, zic, acum nu înseamnă că neapărat dumneavoastră sunteți autorul, dar de 3 zile ne străduim să-l prindem, dacă aveți ghinionul să semănați cu el. Trebuie să clarificăm. Omul a fost foarte cooperant, sigur că da, vin, nicio problemă. M-am dus la municipiu, eram în relații foarte bune cu șeful miliției municipiului, l-am rugat să-mi dea un birou, un subofițer și l-am lăsat acolo pe cel cu cheia să scrie ce a făcut în ziua respectivă, de dimineața până seara, ce își amintește. Sigur, am dat și niște ziare, eu m-am spus că mă duc să aduc martorul
care l-a văzut pe autor. Și martorul era un coleg de-al dumneavoastră? Martorul era, nu, l-am, ca să pot să-l țin două ore. Era pe, cam pe, la începutul lucrării. I-am spus că martorul locuiește la vreo 30 de kilometri de Târgoviște. Dar o să mă duc cu mașina pe să-l caut, sper să-l găsesc acasă. Mă rog, mi-am pregătit anumite. Până la urmă l-am adus, un coleg de-al meu lucrase înainte la filaj, era expert în deghizaj. Din tânăr de 40 de ani a ajuns un bătrân de vreo 65, bătrân, în vârf de 65 de ani, cu niște ochelari, cu lentile de sticlă, dar cu ramă lată, cum asta le mai vezi și în filme. Și am făcut recunoașterea, ca să-l conving pe om că, într-adevăr, situația este reală. M-am gândit tot timpul că îi va spune celui pe care urma să-l viziteze. Și atunci, ăla fiind un om deosebit de instruit în domeniu, își realiza imediat că nu era vorba de nicio infracțiune, de tâlhărie acolo. Dar a ieșit totul frumos până la urmă. A ieșit totul frumos, chiar dacă mi-am cerut și eu scuze de câteva ori față de persoana respectivă, mi-era și milă de el, pentru că se simțea că avea o stare și el de teamă plăcută, cu toate că eu l-am asigurat că în cazul în care nu e el autorul, nu trebuie să-și facă nicio problemă. E o simplă verificare. După ce mi-am cerut scuze, i-am spus, din păcate, acum trebuie să o iau de la început, să-l caut pe autorul principal. Câteodată trebuie să și minți în domeniu, cu toate că eu urăsc minciuna, dovadă că și numele cărții... Pe asta vreau să vă întreb. De ce ați intitulat-o Zodia Adevărului? Având deci, în vedere că... De când mă știu, am avut o atracție spre adevăr. În condițiile în care cei mai mulți oameni, o spun cu părere de rău, apreciază minciuna. Și o și folosesc. Acum, nu mi-o luați în nume de rău sau ca un atac, dar serviciile de informații n-ar părea că sunt foarte prietene doar cu adevărul. Păi, așa este. Aveți dreptate în afirmația făcută. Numai că ele au scuza scopului. Folosesc minciuna în unele scopuri, să spunem, nu neapărat nobile, dar de interes pentru majoritate, pentru comunitate. Eu n-am lucrat în activitate de contraspionaj pentru un interes propriu. Da, pentru interes. Lumea nu-și dă seama ce înseamnă un trădător. Cum l-ați descrie? Un trădător este cel mai mare nemernic existent care trăiește în rândul oamenilor. Și oamenii nu de acum îi pedepsesc pe trădători. Am citit foarte multe cărți de istorie, inclus deosebit din perioada antică, medievală. Încă în antichitate, trădătorii care erau prinși erau omorâți cu pietre, printre altele. Și chiar dacă Cezar a spus că iubesc trădarea, urăsc trădătorii, chiar cei care reușesc să-i convingă pe unii să trădeze, în interiorul lor îi urăsc pe cei care trădează. Mai mult, în perioada Evului Mediu se spunea că un trădător într-o cetate este mai periculos decât o armată în fața cetății. Pentru că trădătorul este cel care poate să asigure accesul armatei în cadrul cetății. După aia, revenind sau venind la perioada noastră modernă, un trădător poate face rele enorme. Mai mi-amintesc de un caz, reușiseră sovieticii să recruteze 3 studenți înainte de al doilea război mondial. Unul dintre ei, Pilby, dacă nu mă înșel, îl cheamă, englez, a ajuns șeful diviziunii în cadrul serviciului de spionaj englez, care răspundea de țările de Uniunea Sovietică și țările socialiste. Toți agenții pe care englezii îi trimiteau în Uniunea Sovietică și în celelalte țări socialiste erau cunoscuți de el. Așa se explică, printre altele, și faptul că, începând cu 45, și englezii și americanii au parașutat mai mulți agenți, dar deosebit din rândul unor români, mulți dintre ei făcând parte din fosta organizație legionară. Au fost instruiți și parașutați în România. Toți au fost prinși. Sigur, o parte s-au predat ei. Când au ajuns la sol, s-au predat la siguranță, încă era în
încă funcționar Direcția Generală a Securității Poporului, că așa s-a numit prima dată, s-a constituit pe 30 august 1948, cu 7 zile după ce m-am născut eu. Dar revenind la cei care trădează, pot face, vă dați seama cât a pierdut serviciul de spionaj englez până când au reușit să obțină informații că de undeva e o scurgere importantă de date, au luat măsuri și erau pe cale de a-l aresta pe Pilby, însă printr-un noroc câteodată se mai întâmplă așa ceva și a dat seama că urmează să fie arestat, a plecat la Moscova și au rămas englezii fără. A existat vreun caz similar în România? Sau poate nu neapărat la același nivel? Noi am avut un caz, cel mai mare caz. Securitatea română, nu că vreau eu să-i ridic în slăv meritele, sau să, dar a fost foarte eficientă. Și instituția respectivă nu înseamnă numai ceea ce spun unii colegi de-ai dumneavoastră și invitați pe la televiziuni, teroare, știu eu, alte activități reprobabile. Nu e adevărat, au existat și cei mai mulți ofițeri, eu mă refer la perioada 69-89, pentru că fac o mică precizare, au fost mai multe perioade în istoria României din 48 până în 89, perioade diferite. Până în 62, Securitatea Statului făcea parte din sfera puterii. Nu există nici, n-am nici cea mai mică rezervă, să spun. Cu toate că era condusă de partidul, de partid, că toate instituțiile erau conduse de partid în România, dar avea puteri, aș putea spune, nelimitate. După 62, din moment în moment, puterile respective s-au restrâns, îndeosebi după 64, când au fost eliberați toți foștii deținuți politici, și când a fost elaborată declarația Partidului Muncitoresc Român, care a fost un moment de cotitură important de distanțare față de Uniunea Sovietică. Sovieticii au dezaprobat foarte mult declarația respectivă. Le-au ridicat foarte multe semne de întrebare. Dar chiar înainte de 64, Gheorghe Gheorghiu Dej a cerut unor comuniști români care au sprijinit Uniunea Sovietică în mod informativ, adică, cum să spun, ca agenți, să renunțe la asemenea activități. O parte au renunțat. Alții și-au ascuns activitatea și au apreciat că e bine să colaboreze în secret, să nu se știe. Atunci Gheorghiu Dej a dat o dispoziție să fie identificați. Și încet, încet au fost identificați pe bază de dovezi, nu așa din vorbe, și au fost înlăturați din funcții importante care le asigurau acces la documente secrete, la decizii importante ale statului. Sigur, cel mai greu a fost să fie înlăturați cei care au lucrat în domeniul armatei. Pentru că aici peste 2000 de ofițeri au format studii militare în SUA, în Uniunea Sovietică. Ei, nu spun că toți au fost recrutați. Ar fi o greșeală să poți așa ceva. Dar mulți dintre ei au fost recrutați și au beneficiat de GRU, de fapt, că ăsta e Serviciul de Informații Armate, au beneficiat de faptul că i-au avut în Uniune o perioadă îndelungată de timp. Minimum 6 luni, după un an, 2 ani, depinde fiecare de specializarea pe care au avut-o. Iar unii dintre ei au fost convinși că ceea ce li se cer este și în interesul României. Au fost lăsați să vină în țară, li s-au asigurat și posibilități de avansare. Mă refer la perioada 50-55. 50. După 69? După 69, de fapt, Ceaușescu a interzis cu mult mai devreme ca ofițerii români să mai facă studii de specializare în Uniunea Sovietică. Nu știu exact anul, dar a interzis și niciun ofițer român n-a mai făcut studii militare în Uniunea Sovietică. Dar studii de pregătire în Uniunea Sovietică au făcut și ofițerii din cadrul Securității Statului.
am avut și eu doi colegi care s-au pensionat, deși unul făcuse, dacă nu mă știu, 6 luni, un curs de instruire în Uniunea Sovietică și unul 9 luni. Este și normal. Cursul respectiv îi asigura celui care l-a urmat posibilitatea unei cariere deosebite. Și într-adevăr, cei doi au deținut funcții până la s-au pensionat, locțitor și șef de securitate județean. Funcție importantă, mai era cea de șef de securitate. În această carte, Zodia Adevărului, susțineți la un moment dat că vă pare rău că nu ați reușit să activați ca ofițer de informație în străinătate. Da, este una dintre puținele mele părere de rău, ca de să ce? Zic așa. În afară de mi-ar fi plăcut de mai mult, mi-ar fi plăcut mai mult să lucrez totuși ca spion. De ce? Decât ca... Îmi punea la încercare posibilitățile pe care le am și dacă reușeam să-mi îndeplinesc misiunile așa cum trebuie, eu sunt convins că le-aș fi îndeplinit. Știu, am avut discuții cu foarte mulți colegi care au lucrat la externe și am o imagine cât de cât. Mai mult, într-o perioadă, am avut birou alături de colegi. În fiecare securitate județeană existau și câte doi ofițeri de informații care lucrau pentru unitatea 544, 920, au avut mai multe denumite externele. Și aveam relații, veneau mulți, veneau unii colegi de la București, în controle, în rezolvarea unor misiuni, asistam la discuții, niciodată nu m-au înlăturat, nu mi-au spus să plec mie. Dar a fost neșansa mea și nu din cauza mea. Asta m-a durut mai mult, datorită, după părerea mea, unei greșeli în promovarea cadrelor, nu neapărat în instituție, în general. Când eu am avut ani de zile, 10, 12 ani, poate chiar 14 ani, efectuam verificări speciale, să zic așa, pentru persoanele ce urmau să fie promovate în funcții importante la nivel local, pentru că din rândul celor promovați în funcții importante la nivel local, erau selecționați o parte care ajungeau să fie promovați în funcții la nivel central. Procesul de promovare atunci era foarte corect făcut. O spun fără nicio rezervă, în sensul că cel care obținea sau căruia îi se încredița o funcție trebuia să dovedească prin calități că merită. Una dintre reguli era ca persoana respectivă să nu aibă probleme, nu el, rudele. Și nu era destul că rudele, trebuia și rudele soției sau a soțului. Când m-a selecționat pe mine pentru a pleca, mi-a spus ofițerul care a venit, a fost chiar încântat. În 74-75 parcă era, a stat o săptămână cu mine în birou și mi-a spus de a doua zi, mi-a spus că locul unde aș putea activa ar fi Africa de Sud. Mă bucura, știam limba germană, bine, chiar destul de bine atunci, citeam Der Spiegel, Stern, mă rog, și îmi și plăcea. Și m-a supus la numeroase texte. Mi-a spus în final, pregătește-ți lucrurile, în 10 zile vine ordinul și te muți la București. Rezolvă cam ce ai prin oraș, că nu se știe când mai ajunge aici. Chiar mi-am amintesc de o întâmplare frumoasă, aveam un material, să-mi fac un costum de haine la un croitor, făcusem prima probă și auzind că în 10 zile trebuie să plec, m-am dus la croitor a doua zi, domnule, pot să-mi termin costumul în 8 zile? Nu pot, domnule, de abia am făcut prima probă, durează 2 săptămâni. Bun, uite, dăm jumătate din banii dați pentru material și fă-l cu vei, cu evrei. Am rămas și fără costum și cu banii dați. Și nu mai avea trecut 10 zile, nu? 20 de zile, nu? 30 de zile, nu? M-am dus și am întrebat, domnule, ce se întâmplă? Și n-a vrut să-mi spună la în prima fază. După aia, ținând la mine șeful de atunci, mi-a zis, mă, au venit că pentru fiecare, ca să înțelegeți cât de complex era, am tocmit tabele cu toți frații și surorile tatălui, soții și soțiile lor, toți frații și surorile mamei soției mele, soții și soțiile lor. Mi-a trebuit nu știu cât timp până să caut toate datele. Ei, a găsit acolo la una dintre rudele soției pe care n-am văzut-o în viața mea, nici nevastă mea n-a văzut-o, fusese gestionar undeva și
a avut o delapidare de 3.800 de lei. Infracțiunea de delapidare atunci era foarte grav pedepsită, foarte. Și el, de rușine, fiind o persoană respectabilă, s-a dus și s-a sinucis, s-a pus capul pe calea ferată și i-a tăiat gâtul. Unul dintre ce am aflat că... Nu, și atâta mi-a spus acesta. Ai verificat rudele soției când te-ai căsătorit? Cum să le verific? Ce, eu m-am căsătorit cu ele? M-am căsătorit cu soția. Păi și de cum nu le-ai verificat? Eu, când am cunoscut-o, când ne-am căsătorit, lucram încă ca ofițer acoperit și atunci n-am respectat procedura, pentru că cei care lucrau ca ofițerii obișnuiți, să zic, că trebuiau să raporteze cu cine se căsătorește. Erau niște verificări. Mă rog, poate erau bine, poate era bine că era așa, poate nu. Din punctul meu de vedere, nu era bine. Asta nu contează punctul meu de vedere. Și mi-a zis, ai verificat rudele? Zic, nu, le-am verificat, domnule. Oricum, m-am căsătorit cu ea, nu cu rudele. Păi, trebuia să le verifici. Și de aici, și, nu, afară nu mai pleci, că așa era, nu... Am avut un moment de cumpănă mare, am stat mult timp, eram pe cale, mi-am scris raport de demisie și după aia am avut un șef foarte bun, cunoscut, domnul general Bordea, nu era încă general, dar când a fost promovat la București, nu, mă rog, ca să închei aspectul, a fost, ținea foarte mult la mine și eu, la dânsul, ne înțelegeam foarte, era șeful meu direct. Și mi-a spus următorul lucru, mă, eu nu-ți spun să nu pleci, dar nu hotărâi acum, mai stai 30 de zile. Și peste 30 de zile, dacă insiști să pleci, eu te ajut, că nu prea plecai din institut, nu că nu plecai, dar demisia nu era văzută deloc cu ochi buni. Cum să demisionezi? Era ca un fel de trădare, dacă, pentru unii mai, cu capul mai mare. Și atunci am stat... Țin minte, 2 săptămâni n-am făcut nimic la serviciu. Veneam la ora 8, beam cafea, citeam ziare, stăteam cu picioarele pe birou. Nu mi-a spus nimic, niciodată, nici într-una din zile nu m-a întrebat ce ai făcut sau ce faci. Eu lucram direct cu dânsul. Și după 30 zile, după 15 zile, așa, parcă a început să se diminueze și la mine supărarea aia cu... Și după 30 zile m-am dus și am spus, domnule, el m-a întrebat, mai faci? Nu mai fac. Mai mult că îmi oferise cineva o funcție de consilier juridic la o mare întreprindere din județ, un coleg de-al meu a avut un necaz, prieten bun de-al meu, l-am întrebat pe el la trecută rezervă și l-am întrebat, nu vrei o funcție de consilier juridic? Uite, am renunțat la funcția aia pentru el, și din simpatie, și nu eram totuși 100% convins că e bine să plec. Și vă pare rău că n-ați plecat? 80% îmi pare bine că n-am plecat, 20% îmi pare rău. De ce vă pare rău? De ce îmi pare rău? Aș mai fi făcut și altceva, cum spune. Bine, eu m-aș fi orientat spre domeniul juridic. Aș fi fost judecător și nu că mă laud, există diploma. În timpul facultății am avut note foarte bune, foarte, mai ales la disciplinile dificile. Și mi-a și plăcut. Erau judecători care nu citeau revista Română de Drept. Aveam colecție a revistei Române de Drept. Se publica o revistă foarte serioasă, deosebit de bine scrisă, cu articole interesante. Eu deci citeam fiecare număr. Chiar aveam, iar cea mai mare parte din apropiații mei, prieteni, erau din rândul judecătorilor și avocaților. De multe ori, mai ales avocații, râdeau și spuneau, ce cauți, mă, cu vin o să lucrezi la noi, dă-i încolo, cu nu știu ce. Ei, de fiecare dată căutam și le spuneam, când simțeam nevoia sau când vedeau că insistă, că ceea ce fac îmi place mai mult decât ce face el ca avocat. Am remarcat în această carte, Zodia Adevărului, că la un moment dat, într-un dialog cu un cunoscut de-al dumneavoastră, coleg de-al dumneavoastră, ați spus că în cazul în care va începe o revoltă, în decembrie 89, cadrele de securitate nu vor trage. Da, da, și mențin, da, vă rog. Întrebarea este aceeași ca și cea din carte. De unde știați așa? De unde știam? Vedeți, în afară de activitatea propriu-zisă de contraspionaj anti-KGB, sau, de fapt, nu numai anti-KGB, pentru că desfășuram activitate de contraspionaj și pe spațiu China,
Ungaria, deci toate țările socialiste. Uh-huh. Numai că rolul principal era Uniunea Sovietică. Mi-a plăcut să cunosc și la nivel general situația din județ. Făcând și atâtea verificări speciale pentru cei de la partid, însoțind toate delegațiile la congresele partidului, participam nu în calitate de delegat la congres, de ofițer cu misiune antiteroriste. Și având obiceiul, sau mă rog, felul de a discuta cu oamenii fără nicio rezervă, indiferent din ce categorie făceau parte, am remarcat că nu, să știți că nu exista o teamă deosebită, o teamă față de mine. Aveam oameni cu care discutam probleme de, pe care dacă colegi de-ai mei le-ar fi auzit, s-ar fi ocupat de mine, ca să zic așa. Dar am avut noroc că niciunul dintre ei nu m-au prât, să zic, să le dea motive. Cu toate că unul dintre colegi totuși s-a ocupat de situația mea până în 22 decembrie 89. Ei, n-aveai cum ca om să folosești arma, să omori pe cineva care se ridică sau se revoltă pentru niște motive reale. Să știți că începând cu 84-85, situația în România, din anumite puncte de vedere, se degradase foarte mult. O țară care cunoscuse un adevărat belșug între 1960-1970, deodată să treacă în mod inexplicabil la niște privațiuni, greutăți deosebite în aprovizionare, lipsă, întrerupere curentului, energiei electrice. Mai mult, ce era mai rău la întreruperea energiei electrice, niciodată nu știai când se întâmplă. Sigur, nu era cum se discută acum în mass media cu 3 zile și... Nu, se oprea o oră, două, trei, dar neștiind când se oprește, era deosebit de critică situația. Apoi erau probleme cu asigurarea combustibilului pentru autoturisme, se introduce sistemul de cartele, se dădea, mai puțin în București, București nu a cunoscut cartelarea benzinei, dar în județe se dădeau 20 de litri de benzină pentru o lună. Era o cantitate infimă. Ce mai era mai rău? Iluminatul în orașe, noaptea cine mai... Bine, noroc că starea infracțională era firă, deosebit de scăzută. Foarte puține infracțiuni se comiteau în perioada, s-au comis în perioada respectivă. Dar oricum, când ieșai pe străzi, pur și simplu te speriai când vedeai bezna din jurul tău. Toate astea mi-am dat seama în primul an. Ce mă deranja pe mine cel mai mult era faptul că politicienii, cei care conduceau, continuau să manifeste același entuziasm. În condițiile în care oamenii trăiau cum trăiau, nu auzeai la televizor, la radio, decât despre minunatele realizări ale poporului român sub gândirea, sub conducerea deosebită a Partidului Comunist Român în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ori ajunsese oamenii la exasperare. Chiar mi-amintesc un caz, am vorbit, dacă nu mă șel, despre el în carte, un coleg de-al nostru care a rămas masca, a vrut să avertizeze un muncitor de la o întreprindere care, săracul, spusese și el că nu găsește să cumpere carne, nu știu ce, și vinovat, spunea că cine e vinovat pentru mine? Și a fost verificat și s-a hotărât că e nevoie să fie avertizat. Avertizarea era îi s-a atrăgea atenția să înceteze cu asemenea discuții pentru că nu sunt bune și ar putea să se răutățească situația lui. Ei, ăla a fost foarte corect. El ne povestea nouă. Zice, domnule, nici nu știu ce să cred. M-am dus să-l avertizez pe unul și când i-am spus, domnule, ai făcut comentarii? Da, domnule, am făcut. Păi de ce? Și i-a spus, domnule colonel, uitați 500 de lei, cumpărați și mie 3 kg de carne, 1 kg de lămâi, mă rog, produsele care nu se găseau atunci. Și l-a întrebat al colegi, ce ai făcut? Și am rămas mască, nu mi-a venit să cred că n-am... Și ce ai zis până la urmă? Nici nu am mai avertizat, i-a spus, de unde să-ți cumpăr, domnule? Nici eu n-am de unde să-ți cumpăr, dar se vor rezolva probleme. Era în permanență când se discuta despre situația asta, a unor neajunsuri, se găseau politruci, altfel nu pot să le spui, deci, tovarăși, e o perioadă mai grea,
Dar perioada aia mai grea a început, se trecuse un an, 2, 3, 4, 5 și mi-am dat seama că revolte, că nemulțumirile mogneau și era posibil să se... Mai ales a fost situația de la Brașov, din 87. Vă spun acum, nu știu dacă s-a scris sau s-a vorbit despre așa ceva, au fost trimiși ofițeri specialiști în anchete ca să stabilească dacă a existat vreun factor extern implicat în stârnirea revoltei respective. Și a existat? Din ce mi-au spus cei care au participat la anchete, nu s-a găsit nici cea mai mică dovadă. Dar în decembrie 89? În decembrie 89 s-a schimbat lucrurile, pentru că deja se hotărâse la nivel internațional, nu la noi, la nivel, că în România situația nu mai poate continua. Dar ca să dau totuși un răspuns complet la întrebarea pusă, nu-mi place să fug de răspundere, toate astea m-au făcut și primul care m-am gândit ce o să fac în cazul în care vreun aiurit, vreun nemernic să spună, puneți mâna pe arme și trageți în cei care se revolt. Tragi sau nu tragi? De la început mi-am spus că nu o să trag. Mai mult eram în relații foarte bune cu fostul șef de cabinet al primului secretar, un om deosebit. Păstrăm relații și acum foarte bune. Și inspectorul șef, ultimul inspector șef venit la Dâmbovița, mă simpatiza mai mult decât pe alții și când ținea audiențe, mă invita câteodată, el îmi spunea, ca să învăț eu cum procedează șeful la audiențe, să știu când o să ajung să dau audiențe, cum să mă port. Dar el mai mult mă chema ca să se plictisească acolo, mai discutam și eu cu cei care veneau. Ei, se ajungese la o situație anormală, la inspectorul șef, șeful inspectoratului Ministerului de Interne, veneau în audiență 25-30 de persoane într-o zi. Și întâlnindu-mă după 3 ore de... audiențele, să știți că erau foarte dificile. Fiecare om venea... mai mult. Din cei 30 de... cele 30 de persoane, niciun sfert nu ridicau probleme de competența inspectoratului Ministerului de Interne. Veneau cu lucruri care trebuiau rezolvate de alte instituții. Dar negăsind soluții și ajutor acolo, au zis și ei, mergem la inspectorat, că acolo ne ajută. Sigur, inspectorul șef se străduia săracul să ajute pe cei care puteau, pentru că e o glumă să spui că, vezi, doamne, inspectorul șef putea face orice în județ. Nu e adevărat. Singura instituție care, într-adevăr, putea face orice în județ era Comitetul Județean de Partid și nu tot comitetul, cât secretariatul comitetului, la nivel județean, repet. Și după asemenea activitate de 3-4 ore, m-am întâlnit cu prietenul meu. Nu mai era șef de cabinet la primul secretar, era secretar de partid la o mare întreprindere. Și am spus, Costică, faceți ceva să schimbați situația. Aveam mare încredere în el. Și n-am greșit că am avut mare încredere în el, că n-am pățit nimic. Am avut și alte discuții. Dar atunci am spus, de ce să vreau? Păi, lucrurile nu stau deloc bine. Gândește-te la un lucru. Sunt forțe interesate în străinătate care vor să schimbe regimul. Nu te gândești că într-o situație de genul ăsta primii vizați veți fi voi? Pentru că voi sunteți singurii care puteți să îmbunătățiți ceva. Și el mi-a spus, râzând, mi-a spus, nu mi-e frică. Nu ți-e frică ce ai putea? Nu mi-e frică. De ce? Păi, neapărați voi. Și am spus, Costică, țin prea mult la tine ca să nu spun adevărul. Dacă va fi să alegem între voi 100.000 de persoane la nivel național și restul populației, să fiți sigur că nu vă întrage nimeni. Dar lucrurile, e posibil ca lucrurile să se întâmple așa cum zic eu. Și ne-am despărțit râzând, cum se spune amândoi, pentru că, într-adevăr, parcă pe 25, oricum după evenimente, atunci m-a sunat. Nu s-a putut abține, un băiat deștept, m-a sunat la ofițerul de serviciu, aveam o linie telefonică, legătură cu orașul. Restul instituției aveam telefoane interioare și puteai ieși la o convorbire în oraș, doar anumite telefoane, nu aveau toți legătură cu orașul, ca să știți. Economia era o
adevărată directivă în cadrul instituției. Se făcea economie la orice. Și la hârtie, dacă stau să mă gândesc. Și m-a chemat ofițerul de serviciu, dumne, un domn care vrea să vorbesc cu tine. Cine? M-am dus. Nici cum, după voce mi-am dat seama cine era și ce s-a întâmplat. Zic, bă, acum nu prea e timp de discutat. Nu, că nu atâta vreau să întreb. De unde ai știut în urmă cu 6 luni de zile că o să ajungă la situația? Acum, știam și eu că și noi am ascultat o serie de persoane, le-am ascultat telefoanele, dar cei care meritau să fie ascultați, care desfășurau activități împotriva securității statului. Și m-am gândit că emanații au trecut și ei la ascultarea telefonelor noastre și crezând că i-a ascultat, i-am spus, lasă că o să spună adevărul când ne vedem, nu-ți spun acum la telefon. I-am spus după aia, nu e nicio problemă. Dar, repet, ca să revin, după 65, odată cu înscăunarea lui Nicolae Ceaușescu, lucrurile s-au schimbat în țară foarte mult. În primul rând, să știți că era interzis cu mare strictețe orice atitudine de violență față de vreo persoană, indiferent ce a comis. Eu nu spun că nu sunt colegi de-ai noștri care n-au mai folosit violența, în sensul că au mai dat o palmă. Dacă nu fac o asemenea afirmație, pentru că n-am putut să fiu în permanență lângă toți. Însă cei mai mulți sunt convins că au respectat regulile respective. Doi, dacă se comiteau anumite ilegalități de către cadre, măsurile luate de sancționare erau teribile. Nici nu, erau mai mari decât împotriva unei persoane care nu aveau responsabilități în domeniu. Înainte de decembrie 89, exista un conflict între armată și securitate, că în decembrie 89, într-un fel sau altul, s-a văzut. Conflictul în decembrie 89 a fost stârnit. Nu exista un conflict. Majoritatea dintre noi aveam relații foarte bune cu ofițeri din cadrul armatei. Și eu și alți colegi pe care îi cunosc. Iar discuțiile erau deosebit de amicale. Și pentru mine a fost un semn de mare întrebare, până mi-am dat seama că neînțelegerile respective au fost inițiate și amplificate de persoane interesate. Dar prima dată, pur și simplu m-am mirat. Când am auzit prima dată, am un prieten foarte bun care a trecut prin necazuri deosebite la Sibiu. Și l-am întrebat de nenumărat. Eu și acum, și ieri am vorbit cu el, în prilejul zilei de 1 decembrie, l-am felicitat pentru Ziua Națională. Și ieri l-am întrebat, și de mai mult, dar tu în Sibiu n-ai cunoscut niciun ofițer? Și cum să nu cunosc unul? Am cunoscut nenumărați. Dar după câteva zile nu mai voia să mă cunoască. Acum, o explicație, mi-aparține, nu vreau să spun și nu vreau să fie însușită și de alții. Exista o rezervă totuși a lor, li se părea că am avea o situație privilegiată în raport cu ei, dar nu era adevărat. Nu era adevărat, chiar nu era adevărat. Sigur, probabil că și unii dintre noi au greșit în relațiile cu ei, dar la nivelul de a exista o animozitate sau o neînțelegere atât de uriașă încât să aibă asemenea atitudini. Dau un alt exemplu. Noi am fost luat în pază de către armată la ora 14:30, dacă nu mă înșel, de la clădirea Inspectoratului Ministerului de Interne, unde avea sediu miliția și securitatea, până la unitatea militară. Era în jur de 200 de metri. Au venit 36 de soldați și câțiva subofițeri și 3 ofițeri. Sigur, spre norocul și al nostru și al lor, cel care a fost desemnat să răspundă de întreg dispozitivul era capitan atunci, Apostol Marian, dacă țin minte îl cheamă. Avem relații foarte bune, discutăm din când în când și nu ne-am cunoscut până la evenimente. A fost un ofițer, cum să spun, echilibrat, foarte corect, curajos, care nu a permis amplificarea unor neînțelegeri. Un alt ofițer, nu mai mi-amintesc cum îl cheamă, dar nici dacă aș ști, n-aș spune cum îl cheamă, prima dată când a venit cam plin de
că s-a constituit din o echipă de intervenții din care făcea parte un ofițer din cadrul securității. La noi a fost ofițerul cu probleme antiteroriste. Foarte bun, un ofițer foarte bun, chiar și ieri a participat la o acțiune, o întâlnire a noastră, tot să marcăm Ziua Unirii. Un ofițer de miliție și un ofițer din cei de la armată, din cei desemnați să facă parte din... Dom'le, îmi spunea el, prima zi făcea pe grozav, ei, după ce am participat la câteva intervenții, s-a schimbat total, a devenit apropiat și a dat seama de adevăr și a dat seama și ofițerul respectiv a fost deosebit de curajos, trebuie să... din ce mi-a povestit colegul. Și când a văzut care atmosfera adevărată și felul cum gândim și felul cum procedăm, sigur, s-a schimbat foarte în bine. Doi, la noi, ca peste tot, de altfel în țară, au pătruns și civili în sedii. Ei, aud pe unii că, vezi, Doamne, au fost și la noi, la Dâmbovița, ce mă face să râd, unul dintre cei care a condus un grup care... să intre în sediul inspectoratului, îmi scapă numele acum, era tapicer. Se ocupa cu tapiceria. Dar a fost un om foarte de treabă, echilibrat, a stat în inspectorat vreo lună de zile. Nu mai vrea să plece. Chiar am glumit odată și am spus, domnule, dacă vreți, vă angajăm aici. Dar ce nu mi-a plăcut? Au venit de la diverse ziare să ia interviuri după. Și el a... am citit un interviu mai târziu, întâmplător, mi-a căzut ziarul ăla în mână și spune la un moment dat, cum ați, îl întreabă reporterul, cum ați pătruns în clădire? Cu toate că clădirea noastră nu avea nici măcar gard în față, deci în clădire se intra fără nicio rezervă. Nu că intra oricine, dar putea ajunge până la intrare fără... Acum s-a construit gard, n-ai probleme, mai rău ca la CIA. Dar zice, domnule, zice, am luat cu asalt clădirea Inspectoratului Ministerului de Interne. M-a pufnit râsul. El habar n-are ce înseamnă să iei cu asalt. Dar nici pomeneală de așa ceva. Mi-amintesc că inspectorul șef stătea pe trepte, ca să o intri în clădire, urci 9 trepte, dacă nu mă înșel. Și stăteau toți civilii revoluționari, hai să le zic și eu așa, pe stradă, care este la o distanță de vreo 50 de metri de clădire. Clădirea undeva mai în interior. Și stăteau acolo 50-100 de persoane erau. Și nu aveau curaj să intre. Și atunci inspectorul șef a ieșit pe trepte și a zis, tovarăși, domnule, veniți încoace. Veniți și încoace. Ei au crezut că îi cheamă pentru a fi, să lua niște măsuri împotriva. Ăsta săracul voia să-i cheme ca să intre să vadă și ei care e situația. Și până la urmă a venit, dar nici pomeneală de a lua cu asalt. Eu știu ce înseamnă să iei cu asalt o clădire. Pentru că n-a existat nici cea mai mică împotrivire față de pătrunderea oamenilor în clădire.